Bun venit, dragii mei, și astăzi la o nouă rețetă pe canalul Farfuriei Vesele. Astăzi voi pregăti cartofi gratinați și vă invit să-mi rămâneți alături pe parcursul acestei rețete. Și pentru această rețetă foarte simplă, dar foarte, foarte bună, am nevoie de 1 kg de cartofi, 200 de grame de smântână pentru gătit, puțin rozmarin, un cubuleț de unt, 200 de ml de lapte, 3 ouă, 200 de grame de cașcaval și sare și piper după gust. Am fiert cartofii în coajă, dar nu i-am fiert de tot, cam pe jumătate, deci intră furculița în ei, dar nu chiar cu ușurință. Pregătesc sosul pentru gratinarea cartofilor și voi amesteca cele 3 ouă. Pun ouăle într-un castron mai mare. Peste voi pune smântână. Adaug laptele. Rozmarin. Voi pune sare. Piper. Și 100 de grame de cașcaval ras și cam jumate din toată cantitatea. Și voi gusta să văd dacă sosul este suficient de sărat. Cartofii fierți în coajă și pe care i-am curățat, îi voi tăia acum feliuțe. Într-o tavă unsă cu unt, voi pune un strat de cartofi. Peste voi pune puțin cașcaval ras. O parte din sosul pregătit. Încă un rând de cartofi. Pun restul de sos. Mai pun puțin cașcaval deasupra. Și aproape de final, când preparatul va fi gata, în ultimele 5 minute petrecute la cuptor, voi mai pune puțin cașcaval deasupra. Am oprit aici în castron. Voi pune acum vasul la cuptor la 175 de grade Celsius pentru 30 de minute, cât cartofii să se gătească complet și să se lege foarte bine sosul.
Și ia uitați cât de bine arată cartofii gratinați, tocmai scoși din cuptor. Miroase nemaipomenit și abia aștept să îi servesc. Cartofii gratinați îi servim fie cu o salată verde, fie cu castraveți murați și sunt absolut minunați. Atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare la o nouă rețetă. Nu uitați să vă abonați și bineînțeles că vă doresc din toată inima să fiți veseli!